S-a reluat campionatul de handbal feminin, seria a doua. Danubius Călăraș a debutat cu o victorie surpriză. Sâmbătă 11 ianuarie au jucat în deplasare cu liderul seriei CSU Știința București, pe care au învins-o cu scorul de 28 la 26. Fetele de la Călăraș au condus pe tot parcursul meciului, golgetera partidei fiind Mirela Vulcu, fosta jucătoare a echipei CSU Știința București, care a înscris 10 goluri. Urmează o partidă foarte grea în Cupa României cu CSM Latina, echipă din eșalonul Ligii Florilor. Partida se va disputa miercuri 15 ianuarie de la ora 18 în sala polivalentă din Călăraș. Iubitorii de handbal sunt așteptați să le susțină pe fetele de la Danubius Călăraș, iar la pauza dintre reprize, conducerea clubului organizează o tombolă pentru spectatorii din tribună, tombolă ce constă în abonamente pentru restul sezonului 2019-2020 și produse sportive. Copiii cu vârsta până la șapte ani și elevii în grup organizat, pe bază de tabel, au intrare gratuită. Organizatorii își doresc să fie o atmosferă frumoasă la această partidă.